Bună dimineața, viață, bună dimineața, dragă comunitate, bine ne regăsim la mesajul venit din infinit. Astăzi este o zi de mare sărbătoare și anume o celebrăm pe Fecioara Maria, celebrăm Divinul Etern Feminin, onorăm această energie sacră prin acest mesaj venit din infinit. Astăzi onorăm pe Maica Domnului, Mama Mamelor, Femeia Femeilor, Regina Îngerilor, și astăzi voi face o citire energetică dedicată Fecioarei Maria și Eternului Divin Feminin cu trei oracole dedicate acestei esențe divine feminine: oracolul Fecioarei Maria, oracolul Mariei Magdalena și oracolul zeiței Isis. Pentru astăzi am folosit oracolul iubirii Mamei Pământ pentru a revela binecuvântările Fecioarei Maria. Dar înainte să începem această citire, vreau să vă împărtășesc că de câteva zile am început să postez pe acest canal de YouTube, Gabriela Camelia Popescu, mesajele venite din infinit pentru fiecare zodie în parte. Așa că, drag suflet, te invit să urmărești aceste mesaje care sunt călăuzitoare și sunt sigură că îți vor fi de folos. Și dacă ești pentru prima oară pe acest canal și îți dorești să ne continuăm călătoria împreună, te invit să te abonezi pentru că zilnic vei întâlni mesajele venite din infinit și nu numai. În calitatea de membru vei găsi emisiuni valoroase, citiri energetice personalizate și meditații pe care eu le creez la atelierul Terapiile Sufletului. Haideți să începem această citire, drag suflet, iată pentru astăzi binecuvântările Fecioarei Maria, pentru că astăzi este despre iubirea necondiționată a Maicii Domnului. Acest mesaj arată, drag suflet, binecuvântările de la Fecioara Maria care te cuprind acum. Spiritul ei înălțător și iubitor te umple acum de energie și te hrănește ca tu să te simți întregit și să te simți din nou esență, totalitate, cum ai fost creat în infinit. Împreună cu îngerii ei, ea știe că ai trecut printr-o perioadă poate nu prea ușoară pentru tine și că ți este greu să împărtășești iubirea și cu alte suflete. Ea este aici, Maica Domnului, să-ți lumineze viața și să te ajute să vezi binecuvântările care sunt acum prezente în viața ta, dar aceste binecuvântări se relevă atunci când tu oferi ceea ce ai de oferit dintr-un spațiu al iubirii și când îți dai voie și să primești, să înveți să primești, pentru că este despre echilibru. Se pare că ai dezechilibrat fără să vrei universul, ai oferit prea mult și ai creat un dezechilibru în univers. Cerurile sunt martorele muncii tale și apreciază tot ceea ce tu faci ca să susții, să iubești necondiționat, însă este important să vezi și să primești, pentru că puterea de a dărui lumina ta este și prin a primi. Cu cât îți dai voie să strălucești mai mult și să împărtășești darurile tale, cu atât tu crești intensitatea luminii tale, pentru că viața nu este doar despre a dărui, ci și despre a primi, despre a crea acest schimb energetic foarte, foarte puternic. Și ești invitat acum și încurajat, drag suflet, să primești această grație, binecuvântările Fecioarei Maria, pentru că ești iubit, ești invitat să te onorezi și să vezi iubirea cu care ești înconjurat de către îngerii Maicii Domnului și de către Maica Domnului. Astăzi celebrează Eternul Divin Feminin, nu contează că ești bărbat și tu ai în esența ta energie divină feminină și tu ai în călătoria ta esența divină feminină în manifestare, onorează-o și dă-ți voie să primești tainele acestei citiri. Și vom lua mesaje de la oracolul Fecioarei Maria. Prin acest oracol, drag suflet, tu vei cunoaște mai multe fațete nemanifestate, neștiute ale Fecioarei Maria. Și ce trebuie să știi tu astăzi, de zi de mare sărbătoare, mesaje de la Fecioara Maria pentru tine, drag suflet. Vom lua trei mesaje pentru tine. Trei mesaje pentru tine, drag suflet.
de la Fecioara Maria. E un mesaj pentru tine. Încă un mesaj. Ei bine, drag suflet, astăzi, de ziua Fecioarei Maria, s-a revelat, iată, Doamna Sufletului care îți vorbește despre portalul interior, Doamna Sufletului, adică Fecioara Maria, sub acest aspect care îți spune că tu ești un portal interior, în interiorul tău există sacralitate, există iubire, există lumină și trebuie să înțelegi că inima ta este o punte între cer și pământ prin care se înfoptește sacrul văzut și nevăzut, manifestat și nemanifestat. Iar astăzi, de ziua Fecioarei Maria, s-a revelat sub acest aspect pentru a te susține ca tu să te conectezi cu acest portal interior. Și ce poate fi mai frumos și mai profund de atât decât a descoperi această dimensiune a ta, poate neștiută de tine până acum, necunoscută, această fațetă interioară a ta. Poarta este în interiorul tău, poarta către împărăție. Deschideți porțile împărăției pentru a primi pe Prințul Inimilor, Cristul cel viu, care a venit la viață, născut din materie prin Fecioara Maria, femeia femeilor, Maica Domnului, Regina Îngerilor, Mama Mamelor. Ce mesaj frumos pentru tine, drag suflet! Și mergem apoi, al doilea mesaj pentru tine este despre a o lua de la început. Fecioara Maria, iată, aici are o inimă, își cuprinde inima într-o îmbrățișare, acea inimă este inima ta. Se pare că ai suferit foarte mult într-o relație de iubire, te-ai simțit dezamăgit, dezamăgită, au existat conflicte, ai simțit foarte multă durere, însă Fecioara Maria, astăzi de ziua ei, îți dă această putere de a o lua de la început. De a o lua de la început, de a-ți da voie să iubești, să-ți dai voie să fii vulnerabil, vulnerabilă și să nu pui într-o casetuță toate sufletele și să le etichetezi ca și când toate sufletele ar fi la fel. Ceea ce ai experimentat cu un alt suflet, nu vei mai experimenta niciodată cu un alt suflet. Dacă ai fost dezamăgit, dezamăgită în iubire, nu este nicio problemă. Poate că acolo ai avut lecții valoroase de învățat, au fost lecții karmice, ți s-a dat acest dar, pentru că sunt daruri travestite, chiar dacă noi le vedem prin umanca decepții, tocmai ca tu să înveți să te iubești pe tine, să te întorci către tine. Și iată, astăzi vine Fecioara Maria și spune, iată trecutul tău, binecuvântează-ți, binecuvântează-ți toate relațiile pe care le-ai avut până acum și ia-o de la început. Astăzi este timpul când tu vei spune da iubirii și vei ști într-un mod autentic al ființei tale să onorezi iubirea din viața ta, prin alte suflete, prin comuniunea cu un alt suflet. Apoi, vine Fecioara Maria manifestată, îți arată pântecul tău, iată mâinile sale sunt în zona pântecului și îți vorbește despre sacralitatea apelor. Este Maica Domnului a apelor sacre. Este timpul, dragă femeie, pentru că aici este vorba despre feminitate, este timpul, dragă femeie, să-ți onorezi pântecul. Este timpul să intri în sacralitatea apelor tale. Poate să faci o meditație în care tu să-ți vindeci pântecul, să-ți vindeci pântecul mamei, relația cu mama, imaginându-ți că te afli în lichidul amniotic și acolo ai puterea de a aduce înțelepciunea ta de femeie trezită de acum, femeie ajunsă la maturitate, de a vindeca pântecul tău și chiar dacă ești bărbat, poți să faci acest lucru, să te conectezi cu mama ta, cu lichidul amniotic și cu emoțiile pe care le-ai primit atunci, programele pe care le-ai primit atunci și ai puterea de a rescrie. Corpul tău este apă, tu ești apă, 80% apă. Apa are memorie, cristalizează informația în structurile tale și atunci tu ai puterea de a modifica și de a lucra, binecuvântându-ți corpul, binecuvântându-ți pântecul. Intri în această stare de meditație, te conectezi cu inima ta și îți imaginezi că te afli în pântecul mamei tale și iată se revarsă în lichidul amniotic apele sacre ale Fecioarei Maria, care vindecă
toate traumele, toate programele limitative, bagaje karmice, tot ceea ce s-a transmis către tine și nu era benefic și susținător. Poți să faci astăzi chiar de ziua Mariei, pentru că Fecioara Maria îți aduce această binecuvântare a apelor sacre și ale vindecării. Sau poți să faci o baie, poți să faci o baie în mare, sau poți să faci o baie în casa ta cu uleiuri esențiale, cu sare grunjoasă, să-ți aprinzi un becișor de Palo Santo sau orice altă esență care ai tu, să-ți aprinzi o lumânare și să-ți imaginezi în momentul în care te scufunzi în acea, dacă ești în casa ta, te scufunzi în acea apă, că acea apă este sacră, este vindecătoare, este de la Fecioara Maria și te purifică într-un mod blând și armonios ca tu să renaști, îți imaginezi ca și când te afli în pântecul mamei tale. Iată, ești invitat, drag suflet, de către Fecioara Maria să lucrezi cu apa. Mergem mai departe, luăm oracolul Mariei Magdalena și să vedem mai multe detalii, claritate despre portalul interior care se află în ființa ta. Vrem să vedem mai multe detalii despre portalul interior care se află în ființa ta. Apoi, mergem despre care este calea prin care tu poți să începi un nou început. Da? Să o iei de la capăt. Care este calea? Și apoi calea apelor sacre pentru tine, pentru a aduce vindecarea pântecului al tău și al mamei tale. Haideți să vedem. Ei bine, calea de a te conecta la poarta interioară este firul roșu. Firul roșu vrea să-ți reamintească de binele care există în tine, binele care există în orice alt suflet. Iată comuniunea. Ai venit aici pe pământ pentru a fi împreună cu celelalte suflete, nu pentru a fi singur, singură și a simți această stare de separare. În interiorul tău vei găsi toate resursele necesare pentru tine, pentru a crea această conexiune cu portalul tău interior și pentru a te lăsa să fii o punte între cer și pământ și un canal pentru viață. Și iată firul roșu, poți să porți la mână un fir roșu, eu port de obicei un fir roșu care să se amintească despre esența ta divină feminină, care să se amintească despre legătura pe care tu o ai cu semenii tăi. Firul roșu reprezintă sângele, binecuvântarea divină, binecuvântarea cristică. Sângele este informație, este viață împreună cu respirația. Și iată cum poți să faci această descoperire a portalului tău interior văzând binele. Binele aduce binele, binele vede binele. În a nu mai critica, a nu mai judeca ceea ce tu vezi în exteriorul tău, ci văzându-i pe toți din afara ta ca făcând parte din tine. Nu mai există separare și iată vei putea să faci asta cu ușurință. Apoi, calea de a o lua de la început, de la capăt, într-o anumită relație de iubire, este a șasea putere a egoului. Eu am făcut o emisiune despre cele șapte putere ale egoului transformate de Maria Magdalena în instrumente de lumină și am postat-o, o găsiți pe canalul meu de YouTube. Inițial am pus-o doar pentru membrii, apoi am primit mesajul că trebuie să o transmit și celorlalte suflete pentru că este o informație foarte valoroasă și vindecătoare. E bine, a șasea putere este cea a-ți urmări corpul. A-ți urmări corpul. Corpul este, să spunem, heliograful minții tale, a sufletului tău, a spiritului tău. Corpul tău îți arată întotdeauna ceea ce ești tu, pentru că corpul tău prinde forma vibrației sufletului tău. Te uiți la un om, te uiți la un om, te uiți la chipul său, te uiți la limbajul trupului, te uiți la postură și îți dai seama, știi despre acel om, modul în care se raportează la viață, modul în care gândește, modul în care se onorează, modul în care se vede, totul prin a te conecta și a vedea limbajul corpului. Și iată, ți se cere prin a șasea putere a egoului, a instrumentului de lumină, să te conectezi la vibrația corpului tău,
și vei vedea că corpul tău nu minte niciodată și acolo vei înțelege semnalele pe care ți le transmite corpul despre acest nou început. De exemplu, poți să spui o întrebare, da? Te conectezi cu inima ta și întrebi: această persoană este benefică pentru evoluția mea, pentru viața mea, sau această relație este benefică pentru realitatea mea, și închizi ochii și îți dai voie să vezi emoția. Unde simți? Unde simți? E bine, dacă vei simți în inimă și vei simți stare de armonie și de pace, este clar că este benefică pentru tine. În schimb, dacă vei simți ca un ghem energetic, ca o stare de anxietate în plexul solar sau în abdomen, acea situație nu este benefică pentru tine. Înveți să comunici cu corpul tău și cer corpului: te rog, corpule, arată-mi, relevă-mi, vorbește cu mine, comunică-mi, învață-mă să te citești și să te simți. Este o chestie de exercițiu, o vei face o dată, de două ori și ușor, ușor vei începe să îți înțelegi limbajul corpului. Apoi, cum poți tu să te conectezi la apele sacre, la iubirea și vindecarea pântecului a mamei tale și a propriei tale ființe din pântecul mamei tale prin trandafir, prin iubire. Vei lăsa roza inimii tale astăzi, de ziua Fecioarei Maria, să se deschidă petală cu petală și vei avea încredere în Fecioara Maria și în Univers că există un timp divin al vindecării tale pentru tine. Acum, astăzi, aici, este timpul vindecării tale. Fă ceva, lucrează cu apele sacre, cum am discutat mai devreme, pentru ca tu să aduci această energie a vindecării, pentru că, iată, Fecioara Maria te susține în acest proces al vindecării. Și acum vom lua oracolul zeiței Isis. Mai multe detalii despre firul roșu și cum binele aduce binele. Haideți să vedem de la zeița Isis. Binele aduce binele. Mai multe detalii. Apoi, calea de a ne conecta cu limbajul corpului nostru. Corpul nu minte niciodată. Și apoi calea de a ne conecta la timpul divin și la roza inimii noastre. Este din alt oracol. Deci calea de a ne conecta la timpul divin și la roza inimii noastre. Iată calea de a te bine, de a te conecta binecuvântat la bine, binele aduce binele. Primești de la zeița Isis abundența, abundența stelară a stelelor din care tu te-ai născut și abundența pământească. Iată, prin inima ta vei vedea binele, binele aduce bine și atunci vei deveni un portal între cer și pământ în care vei aduce abundența stelei, de unde te-ai venit, de unde ești născut, născută, creată din atom de fericire și iubire și o aduce aici pe pământ în abundență și în prosperitate, abundență de lucruri bune. Deci, iată, portalul tău interior este poarta dintre cer și pământ, poarta dintre steaua de acasă, de unde te-ai născut, și mama pământ. Și iată, prin accesarea acestui portal interior, astăzi aduci abundența, abundența, prosperitatea, abundența de lucruri bune, de ceea ce îți dorești tu în viața ta. Calea de a te conecta cu corpul tău, cu a șasea putere a egoului, este a te conecta cu spiritul tău, spiritul esenței divine feminine. În momentul în care te conectezi cu spiritul esenței divine feminine, cu feminitatea ta, trăiești acel triumf al femeii interioare, al zeiței interioare, al onorării divinității prin esența divină feminină. Și astfel ai puterea de a o lua de la început, da? Că de aici a pornit această informație. Ai puterea de a începe din nou, cunoscând zeița din tine, cunoscând femeia din tine, cunoscând iubita, soția, mama, bunica. Depinde ce rol joci aici pe planeta Pământ, drag suflet. Și mergem mai departe. Cum te poți conecta tu la roza inimii tale, avea încredere în timpul divin?
Iată vine binecuvântarea zeiței Isis, care spune că orice ar fi, ești iubit, ești susținut energetic, dă-ți voie să trăiești această vindecare apelor sacre. Da? Deci dă-ți voie să trăiești această vindecare a apelor sacre, că totuși totul este despre comuniune, despre celebrare prin binecuvântarea acestui dar de la zeița Isis, și primește această energie care te susține, te stabilizează în călătoria ta, îți aduce amplificarea acestei vindecări. Ce dar divin! Și drag suflet, în încheierea acestei citiri vreau să luăm un mesaj de la o carte vindecătoare, mesaje primite sub formă de channeling de doamna Ana Aurora Șuncă, mesaje primite din infinit. Sita. Printr-o sită deasă se cerne totul. Și ziua de azi și ce ai făcut ieri e legea lui Dumnezeu care aplică iubirea și în fiecare zi cu migală alege toate faptele tale bune și le pune deoparte. Pentru că atunci când se vor număra, tu să fii bogat. Deci fii atent, mult atent. Fii conștient că și tot ceea ce gândești astăzi, mâine, îți devine realitate. Cheamă-mă mereu la sfârșitul zilei și lasă-mă să-ți iau poverile zilei, toate situațiile care te-au marcat și pe care nu le-ai putut înțelege ca să dormi curat și să nu o duci într-o altă zi cu greutățile tale. Încredințează mie totul la sfârșitul zilei și nu înainte de a cerne tu însuți ca printr-o sită tot ceea ce ai de făcut și ce ai fi putut să faci. Tot ceea ce ai spus, de tot ceea ce ai uitat, de tot ceea ce îți dai seama că mai este de îmbunătățit și de schimbat, că toată lumea din jurul tău de fapt este doar o reflexie a luminii tale interioare. Iată mesaje profunde pentru tine, drag suflet, astăzi de ziua Fecioarei Maria, și cu această ocazie vă doresc tuturor celor care vă celebrați ziua onomastică să aveți o aniversare binecuvântată, să vă bucurați și să creați mult frumos în realitatea voastră. În descrierea acestui video veți găsi toate detaliile despre citirile energetice personalizate pe care le realizez și nu uita să-ți urmărești previziunile pentru luna septembrie în funcție de zodia ta. Îți zâmbesc!